Hula voastră împotriva bisericii este ca o pană de găscă pe care o poartă vântul. Nu lovește pe nimeni și nu omoară pe nimeni, doar circulă, se plimbă. Toată lumea crede că dacă lovește în biserică este interesant. Dar acesta este un hobby al momentului, care va trece ca multe altele. A mai fost iconoclasmul, au fost împărații păgâni, au fost războaiele, cruciadele și alte încercări de ateizare a lumii, a fost comunismul, etc. Asta e floarea la ureche. Ce ne spune Hristos azi? Bine, dacă nu aveți încredere în slujitorii mei, adică în preoți, veniți direct la mine. Ceea ce vedem și noi astăzi, biserica trece printr-o furcă ca odină, caudină, adică de fileul folosit drept capcană, a discreditării și al manipulării. Și vă întreb și eu, cum întreabă Hristos, cât mai trebuie făcută Sfânta Liturghie ca să înțeleagă oamenii că acolo e carne și sânge, cât mai trebuie explicat omului că pentru o simplă dezlegare la duhovnic ai scăpat de păcate? Cât mai trebuie să explici unui om că dacă stă un sfert de oră în genunchi, se mântuiește, în fiecare zi făcând o mică rugăciune către Dumnezeu? Cât mai trebuie să treacă să înțelegem că duminica, dacă muncești, pierzi tot? Dacă nu ești în biserică în timp ce Dumnezeu se odihnește în slava celui și tu bați cuie cu ciocanul la tine în o gradă ca să te îmbogățești?